Există și șoferi care cred că o simplă vizită cu mașina la preot îi poate ajuta să scape de necaz în trafic, mai ales de accidente. Se stropește efectiv mașina înăuntru și afară, în exterior, de jur împrejur, și la motor și așa mai departe, cu apă sfințită. Și dacă șoferul nu poate să vină cu mașina la preot, nicio problemă, merge părintele la el. Sigur că da, ori la biserică, în fața bisericii sau chiar și în altă parte se pot oficia aceste slujbe. Mașina fiind adusă, sigur că da, deschise ușile, se poate stropi cu apă sfințită. Ritualul de sfințire nu ține cont de modelul mașinii sau de cel care solicită acest lucru. Apoi se așteaptă ca Dumnezeu să fie alături de ei până și în trafic. Noi venim și ne rugăm, dar cel care sfințește și binecuvintează este Dumnezeu. Se începe cu binecuvântare. Și apoi părintele împreună cu cel care îl ajută, cu cântărețul, se ocupă de slujbă, se citesc rugăciuni, se cere har de la Dumnezeu ca să binecuvinteze, să sfințească. Există însă gorjeni care cred că și contribuția omului e importantă în aceste cazuri. Nu știu cât se sfințenie se transmite mașinilor. Și accidentele se previn nu de sfințenie, ci de comportamentul legal al șoferului. Rău nu este, dar dacă se bazează omul numai pe asta, s-ar putea să piardă. Esențial este să se comporte el corect. Că dacă degeaba se roagă popa, părintele pentru el și îl face greșele enorme. Fiecare cu credința și cu treaba lui. Slujba pentru binecuvântarea unui autoturism nu are preț stabilit. Fiecare oferă cât vrea, iar dacă nu are, nu e nicio problemă. Se poate face și gratuit.